performanțele lui și de parametrii lui, trebuiau făcuți pereții îmbrăcați în plumb. Și sub aceste panouri pe care le vedeți, e o zonă de plumb, o să fie și peste pe sus și peste tot. Și în această zonă se vor petrece unde este domnul doctor Strătoare. Da. Deci ce se va face aici, domnul? Se vor face coronarografii, se vor face dilatări de fase coronare. Sperăm să facem intervenții minim invazive într-un viitor apropiat, în colaborare, cum spunea colegul meu, în acea echipă Heart Team, cu chirurg, intervenționist și cardiolog, pentru a rezolva cazuri cât mai complexe și, așa cum spuneau și colegii mei, să aducem Craiova acolo unde trebuie să ajungem. Unde merită. Și unde merită pe culmile performanței profesionale. După aceea, din acest loc, pacientul va pleca în sala vecină. Acolo vor fi 3-4 de monitorizare intensivă. Pacienții sunt critici, în general, când pleacă din acest loc. Mai avem, în stânga, imediat, vom mai organiza încă 3-4 pentru o monitorizare în faza a doua, la cei care sunt stabili, dar încă nu sunt complet refăcuți, din punct de vedere al bolii cardiovasculare. Și jos, la parter, vom deschide 10 sau 15 paturi, în funcție de cât de mai dă domnul președinte, pentru a-i monitoriza și pentru a ne adresa dezvoltării ulterioare a unui capitol care se numește electrofiziologie, capitol la care suferim încă și de aceea tot insist, am mai vorbit și cu managerul și cu domnul președinte, să poate reușim să creștem și în domeniul electrofiziologiei, care la fel salvează foarte multe vieți.